Este vorba despre Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități numărul 1 Băbeni, unde se vor realiza lucrări necesare autorizării privind securitatea la incendiu, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități numărul 2 Băbeni, unde se vor efectua lucrări pentru realizare de accesibilități la etajele 1 și 2, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Lungești, unde se vor realiza lucrări pentru racordare, canalizare, menajeră interioară la sistemul local de apă canal și Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Slătioara, unde se vor construi două corpuri de clădire în vederea extinderii capacității centrului. Valoarea totală a celor patru proiecte pentru care solicităm finanțare este de circa 2,7 milioane de euro. Cofinanțarea acestor proiecte ar presupune pentru județul Vâlcea o alocare de 10% din valoarea proiectelor, respectiv circa 1,3 milioane de lei. Ministerul Muncii a lansat un apel de proiecte prin care se vor aloca sume importante de bani pentru centrele de zi și centrele rezidențiale, pentru reparații capitale și așa mai departe. Și termenul este foarte scurt, pentru că pe data de 11 iulie era termenul limită. Am avut ședință de Consiliu Județean astăzi, mâine se vor depune proiectele și am zis că decât să cheltuim banii noștri ai Consiliului Județean din buget, hai să depunem pentru un proiect lansat de Ministerul Muncii. Și este vorba de un proiect destul de mare, 2,7 milioane de euro, peste 13 milioane de lei noi. Noi punem 10%, asigurăm cofinanțarea. E bine, este vorba despre lucrări importante, cum ar fi la Centrul Persoane Adulte cu Dizabilități numărul 1 Băbeni, unde trebuie să se facă autorizarea privind securitatea la incendiu și nu sunt bani puțini. Costă undeva la 218.000 de lei noi, peste 2 miliarde. De asemenea, tot la Centrul numărul 2 din Băbeni, lucrări de realizare a accesibilității la etajele 1 și 2, de peste 4 miliarde de lei vechi, 429.000 de lei. Și la centrul de la Lungești, aici pentru racordare la canalizare, valoarea este foarte mare, 1.483.000, aproape 15 miliarde de lei vechi. În Slătioara, pentru centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, se vor construi două corpuri de clădire în vederea extinderii capacității centrului. Valoarea este de peste 11 milioane de lei noi. Să dea Dumnezeu să fie bine, mâine pe 11 iulie depunem proiectul.